Așteptarea iubitorilor de teatru din municipiul Deva, dar nu numai, se apropie de sfârșit. Teatrul de artă din Deva își reia reprezentațiile, începând de vineri, 14 ianuarie, de la ora 19, cu spumoasa comedie O afacere de familie. Tot în această lună, urmând a fi prezentate două spectacole, unul pentru copii, Lupul și Oița, și un altul, fiind o transpunere scenică a celebrei piese O noapte furtunoasă. Reluăm stagiunea curentă în data de 14 ianuarie cu spectacolul O afacere de familie în regia lui Eugen Pădureanu, vineri 14 ianuarie de la ora 19. În data de 23 ianuarie vrem să ne întâlnim cu copiii la un matineu, dimineața de la ora 11 cu spectacolul Lupul și Oița în regia lui Eugen Pădureanu, iar în data de 28 ianuarie, în mod tradițional, în luna ianuarie, O noapte furtunoasă, regia Mihai Panaitescu. Sperăm să fiți și în acest an alături de noi și vă invităm cu drag la teatru. Accesul spectatorilor în sala de spectacole a Teatrului de Artă din Deva, precum și desfășurarea evenimentelor artistice, se va face cu respectarea normelor de siguranță sanitară aflată în vigoare pe perioada stării de alertă.